perioade de monitorizare, noi am constatat cel puțin 20 de cazuri de autorizare a resurselor administrative. Este vorba de candidații desemnați și invitați deja în campanie pe alocuri. Marian Lupu, 13 cazuri, Igor Dodon, 3 cazuri, Dumitru Ciupașencu, un caz, Ina Popenco, Iuri Leancă și candidatul Vizpintin Vasile Tarle, pentru un caz. După cum am reiterat, în mare parte și utilizarea resurselor administrative are loc în diferite activități, în special colectarea semnăturilor, campaniile politice de întâlniri cu alegători, lansarea în campanie electorale. Și formele de utilizare, implicarea, sau în special vorba de implicarea activă reprezentanților administrațiilor publice locale din nivelul 1 și 2 în timpul orelor de lucru pentru organizarea acestor activități.